Mulțumesc lui Vlad Geografi, mulțumesc lui Horia Patapievici. Mi se pare excepțional și au spus amândoi. Eu va trebui să aduc mărturia biografică legată de această carte și să-i dau cheia în funcție de personajul pe care l-am cunoscut. Horia Patapievici a spus că este o invenție a mea în cultura română, așa cum au existat alte câteva, Alexandru Dragomir, sau cea mai frumoasă vorbă pe care am auzit-o, cel mai frumos omagiu pe care mi l-a făcut cineva, o vorba lui Horia Patapievici, că românii îl iubesc pe Noica așa cum am ajuns să-l iubesc eu. Adică îl văd prin ochii mei, prin iubirea, prin ochii iubirii mele. Da, recunosc că sunt toate aceste personaje pe care le-am tras dintr-o nedreaptă uitare care stătea la pândă asupra lor, Alexandru Dragomir, Imre Tot, iată. Am făcut lucrul ăsta pentru că mi s-a părut că le datoresc foarte mult, că am cunoscut oameni absolut excepționali și că excepționalul lor trebuie adus ca o măsură pentru noi toți în fața noastră a tuturor. Am să vă spun cum arăta intrarea în viața unui tânăr la 20 de ani, intrarea lui Imre Tot. Eu am făcut facultatea de filozofie între 1960 și 1965. Am prins ultimul an de facultate cu acea deschidere care a apărut după ce a dispărut Gheorghiu Deșa, venit lumina lui Ceaușescu la scena istoriei. Dezghețu. Se schimbase fața unei esențe urâte. Dar ea a avut în prima instanță micilei deschideri. În primii patru ani ai facultății, facultatea atunci dura 5 ani și era bine așa, în primii patru ani ai facultății aveam numai materii și profesori care te făceau să nu înțelegi ce cauți acolo. Erau materii infame, așa cum am zis. Imaginați-vă ce însemna într-un asemenea context apariția unui om care nu făcea parte nu numai din lumea aia, nici din secolul ăla, și a cărui minte nu făcea parte din mințile celor din Universitatea București și nu făcea parte nici din mințile obișnuite ale secolului în care trăiam. Un asemenea om poate să te mute din loc. Lasă interferențele pe care le-a avut viața mea cu viața lui, în ce măsură mi-a influențat destinul, deschizându-mi portița către Germania și către posibilitatea de a mă așeza pe o anumită dimensiune a filozofiei. Dar mai presus de orice, întâlnirea era întâlnirea cu un cosmopolit, cu un om care nu avea granițe ale culturii, ale limbii, ale apartenențelor și care în felul ăsta te făcea să plonjezi brusc pe un teritoriu al spiritului fără granițe. Asta era foarte... era un lucru extraordinar în momentul ăla. Tot timpul cât l-am văzut, m-a iubit, a ținut la mine, m-a descoperit din primele clipe, m-a luat de mână și mi-a prezentat o îmbinare foarte stranie de spirit levantin, îl adora pe Matei Caragiale și în același timp era un om medieval, spunea Horia Patapievici, dar de asemenea un om al renașterii. Și într-adevăr toate cursurile lui de istoria matematicii se făceau pornind de la marile figuri ale renașterii. Pico, de la Mirandola, toți prinții spiritului din cetățile florentine și mai departe, padoviene, etc., ale renașterii italiene, erau materia primă a cursurilor lui. Era un filolog, era un matematician, era un istoric al științei, știa o filozofie de prima mână și nu vorbea niciodată despre evreitatea lui. Eu n-am știut, atâta vreme cât am stat în preajma lui și de câte ori l-am întâlnit, n-am discutat niciodată cu el, sau mai precis spus, el n-a deschis niciodată acest subiect cu mine. Și până s-a întâmplat ceva ciudat.
El a plecat în 1969, a lăsat în urmă o primă carte care a făcut senzație în epocă, Ahile sau Paradoxele Spiritului Elin, Eleat. A devenit profesor universitar în Germania, mai întâi la Frankfurt, urmă la Regensburg, și a făcut o descoperire care a uimit lumea de istorici ai științelor. A arătat în ce măsură propozițiile non-euclidiene au apărut în opera lui Aristotel înaintea apariției geometriei non-euclidiene. Acum, trebuie să înțelegeți de ce acest personaj pe care eu vi-l exalt într-un fel... Bună ziua, doamnelor și domnilor! Doamnelor și domnilor, bună ziua și rămâna Checi Ciocolo, gutăntat! Apropiați-vă pentru vorbeajă și ne tragem în Marea Tombolă ca o neamul! Așa, ne auzim între noi? Da. Cum se face că nu-l cunoașteți? Nu? Eu vă propun deodată prin această carte, vă vorbesc despre un personaj cu contururi fabuloase, dar nimeni crede aici, nu știe ceva despre Imre Tot. Pentru că lucrul se explică simplu. Există oameni care din cauza formațiilor sau a meseriilor nu vorbesc cu cuvintele noastre. Ca să înțelegem mai simplu și păstrând proporțiile, în clipa în care Iisus intră în acțiune, vorbește două tipuri de limbaj. Odată în limbajul oamenilor, pe care îl înțeleg toți, și odată în limbajul, în vocea Tatălui, care vine din alt registru și care este ininteligibilă. Oamenii de știință care ajung să la vârfurile dezvoltării mentalului uman în direcția aceea, nu folosesc cuvinte care sunt perceptibile de către oamenii obișnuiți. În clipa în care cineva vine și face o descoperire fascinantă de tipul ăsta, geometria non-euclidiană a apărut înaintea lui Euclid cu nu știu câte secole, acest tip de limbaj nu ni se adresează nouă, ci unei mâini de oameni. Asta a fost, de fapt, tragedia lui. Știa că este prizonierul propriului limbaj și că limbajul ăla nu poate fi împărtășit decât cu o mână de oameni în lume. N-a vorbit până la această carte decât în limbajul care nu era al oamenilor, al nostru. Și de asta n-avem cum să-l cunoaștem. Și palimpsestul pe care l-am publicat în 1995 la Humanitas, care este o carte de geniu pur, nu poate fi ușor înțeleasă, pentru că pune în scenă, într-o regie absolut dementă, toate vorbirile care s-au făcut pe lume, pe marginea suma unghiului unui triunghi, este egală sau nu este egală cu 180 de grade. Toți care s-au pronunțat pe tema asta sunt strânși la oaltă și puși să vorbească despre ceva pe care mintea noastră obișnuită nu mestecă în mod curent, pe care nu-l mestecă în mod curent. Ei bine, această carte, dintr-o dată, l-am descoperit în 2009, l-a murit în anul 2010. În 2009 mi-a trimis cartea asta. Și eu n-am știut că Imre Tot era preocupat în vreun fel cu cosmopolitismul lui afișat de apartenența la ceva, în speță la o etnie, în speță la iudaitate. Și șocul meu a fost foarte mare, pentru că părea un om care depășise orice determinare a individului care te încadrează în vaste categorii. Și mi-am adus aminte atunci de o vorbă a lui Sebastian, care spune, până să apară mișcarea legionară, eu nu știam că sunt evreu. Iar când lucrurile au venit peste mine și confrații mei literați și oameni politici, cei angajați în Garda de Fier, au început să mă arate cu degetul, m-am gândit că aș vrea să mă mut pe o insulă, să stau pe un șezlong la soare și să uit că sunt român, de la Dunăre, evreu și așa mai departe, european. Aș vrea să nu fiu decât eu însumi, dincolo de aceste categorii, care sunt determinări sociale, cum bine a
sesizat Horia luând un citat din Imre Tot. Ei bine, la sfârșitul vieții, Imre Tot a simțit nevoia să-și lămurească această condiție pe care el nu o iubea, nu o asimilase, decât în măsura în care venea dinspre celălalt spre el. Și cartea care este făcută sub forma unui dialog în care el vorbește 90%, lasă că era logoreic și dacă stăteai cu el, putea să stea 3, 4, 5 ore și uita de tot, iar tu rezistai cât puteai, celălalt îl întreabă și îl răspunde. Răspunsurile sunt baroce, sunt fascinante. Și primul lucru pe care îl întreabă Peter Vardy, prieten al lui, ungur, evreu ungur și el, profesor în Olanda, îi spune, cum ți-ai simțit evreitatea? Și Horia Patapeș mi-a spus, de fiecare dată când cunoșteam un om, pentru prima oară în viața mea când îl vedeam, îmi puneam întrebarea, oare își dă seama? Oare știe? Ei bine, această întrebare evident că are efecte de tulburare psihopatologică, pentru că devin un stigmat. Dacă toată viața te întâlnești cu toți oamenii pe care îi vezi, ești urmărit de întrebarea oare știe sau nu, și dacă știe ce urmează de aici, ăsta este debutul unei situații pe care, cum foarte bine a spus Horia Patapievici, este marea noastră culpă față de cei care au dat sarea religiei Europei și a culturii europene. Imre Tot s-a confruntat de la început cu povestea asta. Interesant, vă spuneam că după anii 60, când l-am cunoscut, nu mi-a pomenit niciodată de așa ceva. Mi-a spus o singură dată că a fost torturat într-o capelă catolică din Cluj, cred, în vremea lui Horti, pus sub imaginea Sfintei Fecioare și torturat pe o bancă, pus pe spate, privirea mergea către albastru celest al Fecioarei Maria și în timpul ăsta temnicierii, jandarmii unguri, îi zdrobeau un testicol. Cam așa arăta treaba. La 14 ani, la 13 ani, se îndrăgostise de o colegă a lui. Și la un moment dat se plimbă în parc, fetița e adorabilă, el era un băiat foarte frumos, era un bărbat superb, semăna cu Paul Newman, o să vedeți în carte fotografii, și la un moment dat, plimbându-se în parc cei doi copii, apare mama fetei, o cheamă pe fetiță, îi spune ceva la ureche, o vede pe fetiță uitându-se spre el dintr-o dată cu o privire străină și contrariată, după ce îi șoptește la ureche ce îi șoptește mama ei, vine către el și îi spune, de acum înainte nu te mai cunosc. Îi spusese că este evreu. Aceste tipuri de întâmplări acumulate și culminând cu pierderea familiei care dispare în lagăr, o mamă și un tată, pâinea lui Dumnezeu, o soră care își pierde mințile pentru că își pierde părinții, toate astea îl fac așa cum noi la început n-am înțeles de ce blestematul de comunism s-a făcut în mare măsură cu un partizanat al evreilor. Este evident de ce. Pentru că dușmanul lor de moarte era cel care le punea evident viața sub semnul întrebării prin exterminare directă. Și au trecut printr-un gest firesc al istoriei în tabăra comunismului. Frumusețea e că atunci când oameni ca Imre Tot se trezesc, înțeleg toată ironia istoriei, toată scârboșenia, urâțenia istoriei care te face să fugi din tabăra pe care ai ales-o, ca fel la fel de mizerabilă ca cea care ai ales-o cu gândul că te e salvatoare și mântuitoare. Toată această poveste este prinsă aici, în cartea asta. Știți ce e important, cred? Eu cred că e cea mai bună carte care a apărut în aceste zile la târg. Este una dintre cele mai fecunde lecturi pe care le putem avea.
De ce? Pentru că noi suntem prin forța împrejurărilor ca tip de popor și ca apartenență la românitatea noastră destul de închiși între granițele culturii și țării noastre. Suntem europeni, dar suntem păstrând mereu un naționalism care ne face să cernem nu totdeauna în mod ideal valorile europene. Ori lumea pe care o descriem retot, cea weimariană cu adevărat, este una care îți arată cât de mult ai de câștigat din marile deschidere ale spiritului, din capacitatea pe care o ai de a te deschide către lume și de a-ți pune în paranteză una câte una determinările tale individuale. În satul mare, într-adevăr, în anii aia se făcea o cultură amuțitoare, se citeau lucrurile care apăreau. Thomas Mann era autor citit la zi, Iosif și frații săi, oamenii ăștia, niște provinciali, nenorociți din satul mare, evrei, unguri, erau deschiși către marea cultură europeană, mai ales pe filiera germană, acea Germanie care avea să-i lichideze pe urmă. Deci asta cred că trebuie învățat. Omul ăsta mi-a deschis mie spiritul dincolo de granițele tradiționale ale lumii mele. Și de asta lectura lui este importantă, cred, pentru fiecare dintre noi. Asta e tot ce vreau să vă spun. Mulțumesc! Am rămas dator cu autografele de la Ivă Milă.